O femeie din Las Vegas, Nevada, a strâns peste 3 milioane de urmăritori pe rețelele de socializare pentru că a arătat ce poate face cu un microchip implantat în dosul mâinii sale. The Daily Mail informează că Burgundy Waller și-a numit soțul un geniu al tehnologiei, după ce i-a implantat un chip în mână cu mai bine de 2 ani în urmă, chipul fiind programat pentru ea de soțul ei. Waller este cunoscută drept The Chip Girl în videoclipurile sale TikTok. Ea povestește ceea ce poate face chipul, cum ar fi deblocarea ușilor, sertarelor, dulapurilor și a altora. Ea susține că a fi chipat înseamnă că nu trebuie să-ți faci griji niciodată că îți vei pierde cheia. CBN News informa încă din luna mai că chipurile implantabile la oameni nu sunt noi, dar mai ales în ultimele luni, puterea de comercializare către populație a crescut mult, devenind foarte populare. O companie din Regatul Unit a dezvoltat un nou chip care permite să plătiți la un cititor de card de credit. Există o parte întunecată a tehnologiei care are un potențial de abuz, a declarat Nada Kakabatset, profesor de politică, guvernare și etică la Reading University pentru BBC. Comentând noile tehnologii, evanghelistul Ray Comfort ne aduce aminte de prorocia din Apocalipsa 13 despre semnul fiarei. Marți dimineață, poliția israeliană a arestat un ofițer al armatei israeliene, acuzându-l că plănuiește să efectueze un ritual tradițional de sărbătoare evreiască, adică să sufle în șofar, într-un loc contestat de la marginea de est al orașului vechi al Ierusalimului. Un grup de activiști evrei, printre care doi parlamentari, s-au adunat marți dimineața lângă zidul de est al orașului vechi al Ierusalimului pentru a suna șofarul înainte de sărbătoarea Yom Kippur. Poliția a susținut că suflarea în șofar în apropierea unui cimitir musulman este o provocare pentru populația arabă musulmană locală. Arestarea ofițerului IDF nu este un caz izolat. Duminică, poliția l-a arestat pe Emmanuel Broș în fața Golden Gate. În ciuda eforturilor poliției de a restricționa accesul evreilor în zonă, curtea de magistratură a respins demersurile poliției. Comentând incidentul, parlamentarul Rotman a declarat că, cităm, suflarea șofarului pe o potecă ce duce la Poarta de Aur nu tulbură liniștea și nu deranjează pe nimeni, cu excepția poliției israeliene, care face ea însăși legile. Încheia citatul. Papa aflat în funcție desemnează noi cardinali este pentru că se gândește nu numai la Biserica Romano-Catolică de astăzi, ci mai ales la cea de mâine. Cardinalii sunt cei care, pe lângă faptul că îl ajută pe Papa la guvernarea Bisericii Universale, se întâlnesc în conclav și aleg succesorul. Papa Francisc a numit 21 de noi cardinali, ceea ce reprezintă 2/3 din colegiul de vot al cardinalilor. Precizăm că majoritatea necesară pentru alegerea Papei este de doar 2/3. Majoritatea noilor cardinali și toți cei care votează par să aparțină zonei pro-Francisc, adică sunt loiali liniei Papei și susținători loiale acestui demers. Este de așteptat ca reformele susținute de actualul Papă să continue pe aceeași linie și după ce actualul Papă nu va mai fi. Vocile care cer o reformă, precum renunțarea la practicile care nu sunt predate de Scriptură, renunțarea la structurile imperiale și ierarhice și revenirea la învățăturile care se concentrează pe Hristos și nu pe sfinți, sunt puține și marginalizate. Din păcate, tot ceea ce precede conclavul nu pare să indice vreo mișcare spre reformarea evanghelică a Bisericii Romano-Catolice, ci doar o altă pagină din lunga istorie a romano-catolicismului. Consiliul local al orașului spaniol Seville a aprobat dezvoltarea unui traseu cultural care înfățișează protestantismul în oraș, un capitol puțin cunoscut și adesea uitat dintr-o parte foarte importantă a istoriei sale. Proiectul este inițiat de Consiliul Evanghelic din Andaluzia, reprezentantul legal al bisericilor evanghelice în fața guvernului andaluz, cu care a semnat un acord de colaborare pe 24 mai. Antonio Simoni, istoric și profesor de istorie protestantă la Facultatea de Teologie a Adunărilor lui Dumnezeu, este inițiatorul și coordonatorul cu sprijinul Alianței Evanghelice Spaniole. Se cunosc puține date istorice despre reforma spaniolă din secolul al XVI-lea din oraș și despre persoanele care au fost persecutate și condamnate de Inchiziție. În ciuda persecuției dizidenților de către așa numita Sfântă Inchiziție, mai mulți sevilieni de seamă au îmbrățișat credința protestantă, nu numai din punct de vedere religios, ci și cultural, social și în apărarea libertăților. Ei au avut un mare impact și au lăsat o amprentă clară asupra orașului, care acum este salvat din uitare.